Consiliul Județean Sălaș, instituția care deține frâiele managementului celei mai importante unități medicale din Sălaș, Spitalul Județean de Urgență Zalău, a organizat astăzi în sala Porolisum recepția la finalizarea lucrărilor de reabilitare a corpurilor A, B și corpul de legătură ale instituției sanitare. Proiectul a fost realizat prin programul operațional regional 2007-2013, având ca sursă de finanțare Fondul European de Dezvoltare Regională. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 42.752.000 de lei, sumă care a dat spitalului o cu totul altă înfățișare. Pe lângă reprezentanții instituțiilor locale și echipa de proiect, la eveniment au fost prezenți și reprezentanții ai firmelor de construcții și ai celei de consultanță, care și-a dat concursul pentru finalizarea în bune condiții a lucrărilor de reabilitare, depășind cu succes numeroasele dificultăți apărute pe parcursul execuției lucrărilor. Și vreau să mulțumesc celor care lucrează în Spitalul Județean, medicilor, personalului sanitar, tuturor de acolo, pentru că au lucrat în condiții de șantier, au fost înțelegători cu noi, au fost înțelegători cu pacienții. Vreau să mulțumesc și pacienților, cu toate că nu sunt aici, sau nu știu eu, pentru înțelegere, pentru faptul că au fost, mă rog, mai înțelegători decât starea de sănătate câteodată îți permite să fii când ajungi într-un spital, numai de asta n-ai nevoie. Au fost probabil și momente în care picamerele au stresat mai mult, în care probabil ar trebui să vă desfășurați activitatea în spații restrânse și în condiții complicate. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc constructorului și tuturor celor care au fost actori aici pentru modul în care am colaborat, pentru faptul că am găsit soluții și iată că suntem astăzi cu o oarecare întârziere în momentul în care putem să declarăm un proiect finalizat. Și toată această muncă pentru a ajunge astăzi, 11 iunie, la finalul unui proiect, eu aș zice, fără să fiu într-un registru emoțional, și cel mai frumos și cel mai important. Pentru că numai cine are nevoie de asistență medicală și are nevoie să fie internat într-un spital, știe cât de important este să beneficieze acolo de condiții civilizate de cazare și de asistență medicală acordată cu profesionalism. Este un proiect drag și apropiat sufletului nostru, al tuturor celor care suntem în sală. De aceea suntem astăzi prezenți aici, în această formulă, pentru că, într-un fel sau altul, toți ne-am adus contribuția la acest proiect. Modernizarea, de ea ne bucurăm și noi cei care lucrăm în spital, de efectele acestei acțiuni beneficiază și cetățenii care vin și se adresează Spitalului Județean. Vreau să vă spun că v-aș ruga să-mi permiteți ca tuturor celor care v-am zis, v-am pomenit, v-am spus, să vă adresez mulțumirile noastre a întregului corp de angajați ai Instituției Unite Spitalul Județean de Urgență Zalău și noi să ne propunem ca pe viitor, având o structură, o infrastructură modernă, având un personal bun, de oameni buni și profesioniști, să diversificăm serviciile medicale, să ne extindem area geografică pentru a acorda aceste servicii medicale. Așa cum s-a mai spus aici, să le mulțumim pacienților care au trecut pragul spitalului în aceste 19 luni, când confortul a fost mai redus. De astăzi, înainte, nu dorim să fie nevoiți, dar dacă va fi cazul,
vor găsi condiții de cazare, tratare, diagnostic, investigare la un nivel superior. Toate secțiile Spitalului Județean de Urgență Zalău sunt modernizate conform standardelor europene. Saloanele sunt dotate cu câte 4 sau 5 paturi, mobilier și aparaturi noi. O facilitate pentru pacienți o reprezintă butoanele de alarmă instalate la nivelul fiecărui pat, dar și în fiecare grup sanitar din unitate. Prin apăsarea butonului, bolnavii vor putea solicita serviciile asistenților medicali 24 de ore din 24.